place mie când nu mă aud. Vai, mamă. Stai să văd la joc. Dacă mă aud în joc. Deci 2-2-2-2-2. Hai. Hai că mă aud. E ok. Bun. Mi-am pus și microfonul în joc. Nu aveam microfonul nici pe joc pornit, păcat pe picioarele. Bine așa, e ok. Facem misiuni, da. Hai să văd. Bă, am ajuns la levelul 23, am ajuns. Bun, hai. Că dracu eu la... Stai, că mă bag și mi-au și iau și celălalt, iau și DLC-ul de New York. Probabil, nu stai că mai iau și DLC-ul ăla de New York. Stai așa. Stai, stați așa, stați pe aproape, că mi-au și DLC-ul de New York. Stați așa că... Stați pe aproape, că mi-au și DLC-ul de New York. New York City. Unde e? Store. Mamă, ce mă doare, mă doare spatele. Ăsta. Checkout. Stai că acum trebuie să mă... Da, mărește-te. Da, că nu se mărește. Mă duc pe site. Pe site. Mă duc pe site direct. Pe site-ul lui. Pe ce de Andra banii? Pe DLC-uri. La jocul ăsta. Pe DLC. Mai bine zis. Foarte bine faci. Da. Am nevoie de DLC. Am nevoie de DLC. Chiar îmi trebuie. DLC-ul ăsta și... Dacă nu-l iau acum... N-am cum să continui misiunile. Dacă nu-l iau acum, n-am cum să continui misiunile. Misiunile se desfășoară pe New York. Că am făcut asta Washington DC-ul.
Am terminat în DC. Și trebuie să... Să iau DLC. Altfel n-am... Continui povestea. Plus, 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 nu mă interesează game. No. DLC-ul l-a luat acum. Îți zic eu că nu ai terminat, ai făcut... Nu știu ce a făcut, a făcut ceva, dar n-ai... În fine. Mai am. Alo, mamă!
voi cam uita calendar? Eu am... Las așa, că o să le vol, să fac eu DLC, o să fac eu level 30. Încă la 23, ce dracu. Nu pot să merg în, să cresc foarte repede, pentru că dacă n-am o echipă, n-am o echipă care să să fac misiunile, n-am cum să cresc singură. Singură n-am cum să cresc, că mă duc, mă lupt, mă bat, mor de 3-4 ori, mă întorc înapoi. Deci singură n-am cum, hai să vedem. Eu sunt una singură. Păi când am avut echipă, am țipat la ei, când ai avut să se ducă, să, că de ce se duc la misiune? Păi vreau să se ducă, să merem să fac, să, eu vreau să merem să facem toți, nu să se, să se ducă ei. Adică, înțelegi, vreau să merg și eu să, să văd ceea ce se întâmplă acolo. Am avut, da, bine zis, am avut. Până m-am certat cu ei. Safe area detected. Dar unde e aia Senate baia? Unde e fata aia Senate? Mamă lui de Senate. Că vreau să mă duc. Dar nu înțeleg unde e fata aia. Bună, Andra. Bună. Unde e recruit Senate? N-am auzit, nu auzeam, adică la, nu-i auzeam, Andrei chiar nu-i auzeam. Îmi zicea, dar nu auzeam, auzeam, cum să zic? Bag în stage, dacă... Că nu știu cum le bag în stage. Am alea de 40.
Mi-am mutat alea de 40 pe stage, că e mai bine. Zic eu că e mai bine să le mut alea de 40 în stage. Să le mut, să nu le țin pe mine, că să nu le pierd. Eu zic că e mai corect să nu le țin pe mine. Bună, Marian! Asta de 40... CMG... What? Nu bagă stiș. Nu bagă stiș. Chiar dacă e de level 8, își face treaba arma aia. Trebuie să fac curat la astea. Am aici, am mâncat ieși. Acum mă echipez de rob de război. Zici că mă duc la război să mă fac cu turcii. Vreau să mă aud de turci, că vin rușii, da, nu? Și vina e. Ne-am căutat-o. Ne-am căutat-o, adică și-o căutat-o. Eu nu știu, nu văd unde e persoana aia, că trebuie să o recunosc eu pe aia.
trebuie să o recrutez pe persoana aia. Zic, pe aia trebuie să o recrutez, dar unde e? I'm to the point where the gunshots don't even disturb my sleep. Unde e persoana aia, mâncați-i? Trebuie Senait. Și unde e Senait aia? Că Senait aia trebuie să o caut. Și nu știu unde e. Senait aia. Fac drum până la ea. Hello. Aici erai. Treceam pe lângă asta și nu o vedeam. I've been recruited to help you survive in the dark zones. Deci trebuia I'll be heading over to the base of operations soon. So come and visit me and I'll explain more. De două ori pe lângă asta și n-am văzut-o. Pentru că e niga. Negresă. I'm looking for an agent to recover supplies from dark zones. I've spent time in the dark zones. And I know a thing or two about the hazards and the opportunities you can find inside those walls. Follow my advice. And you just might make it out alive. Ce trebuie să fac acum? Să mă duc la Dark Zone? Sunt saltat! Mijule! Miju, trebuie să mă duc la Dark Zone cumva? Să înțeleg. Ca Dark Zone-ul. Nu? V-am găsit, da, Dark Zone-ul. Cățel curată, doamne, trebuie să mă duc în Dark Zone. Și așa mi-e frică mie de dor de zona aia de tampon. Mi-e frică de zona de tampon. Looking good, agent. Looking good. Dar apoi. Eu nu l-am de, eu nu... Nu le instalez, n-am de ce să le instalez. Hai de viață. Pana mea, trebuie agenți.
mă duc la sectă. Poate acolo găsesc niște agenți sau dacă... Mi-e între pe agenți cu care da, dar cu ăla. This new aquaponics system is going to put some certainty in our food supply chain. I wasn't sure if it would work, but I'm convinced now. Trebuie să fac misiuni. Aie. Știu că acolo mă duc acum. I'm Emma. I've been recruited to help out at your base of operations with recalibrating and fine-tuning equipment. Glad to be working with you. Hey, I'm Otis. Turns out I'm going to be helping you track down people with bounties on their heads. Finding folks that don't want to be found is something of a specialty of mine. Trust me. It'll be fun. Electronic device detected. To be sustainable, we need to have energy. This solar pump should provide enough juice to run the entire settlement. Hi there. I'm Joshua Summers, MD. It seems my services are needed at the White House. I'm sure I'll be seeing you around. Can you just give me a moment, will you? Of course. Doc. For what it's worth,
I would have been able to save him. Back to Perry? What are you doing back here? Hiding. From what? Everything. Why? What's going on? Nothing in particular. String beans, cucumbers, peppers, tomatoes, corn. We have space for corn? A few rows won't be a problem, and corn is great for companion planting. I'll take your word for it. What else? Zucchini. Basically any variety of squash we have to eat. I was out scavenging for parts, and when I looked over the fence, I saw them emptying blood bags into crates. God knows what they're planning. Maybe you should go and check it out. Hello. Jed wants to rewire the whole thing. It's not an emergency yet, but better to take care of it before it becomes one. What's the downside? Well, it's gonna mean taking down the generator for a few hours, at a minimum. How much of a concern is that? Given a choice between a planned outage at our convenience versus an unplanned outage that'll most likely happen at the worst possible time... Can't argue with that. What do you need from me? Just the thumbs up to get to work. Oh, come on. You don't need my blessing for stuff like this. I'm just gonna defer to you anyway. Of all people, you never have to ask permission to do what you believe needs to be done. Okay, Henry. I'll try to keep it in mind. I don't know if you heard, but the Constitution can't got a job. A lot of good doctors there, trying to keep it open as a medical clinic. I bet he managed to escape. Luckily, the campus took me in. The others were gonna try their luck in the sewers. I worry about them. They should be here, not in some dingy rat hole. Didn't you shoot an eye over for Maddie Tran? She was leading that group. Info for going on 5 days. 5 days? I wasn't sitting on anything. We've been working around the clock to get this fixed. But this ain't really about that, is it? This is about me. You don't trust me at all. You're right about that. Why should I? Why do you trust Janine? Because she actually knows what she's doing. And the rare time she doesn't, she tells me straight up. With you, it's always some kind of song and dance or a pile of excuses. I don't trust people who only tell me what they think I want to hear. So stop doing it. We've never stopped improving our clinic. I'd say what we've got is pretty good. Portable device detected. Why don't you boys get on out of here before you overstay your welcome? Overstaying my welcome is kind of a hobby of mine. Lucky for you, you can spend your final moments doing something you enjoy. Is that a fact? Realistically, I doubt you'll get much enjoyment out of it. Think you can take me? Give it a try. I'm no match for you in a fight. But I can kill you with a word if I have to. We're screwed. Any way you look at it, absolutely screwed. Come on, Henry, we'll figure it out. How, huh? We're running out of food. It's been weeks since the last supply drop. I don't think any more are coming. We're not going to starve. I understand you two are having a difference of opinion. That's a polite way of putting it. With drainage systems, there's what works and what doesn't. Opinion has nothing to do with it. In your opinion? You can't argue with physics, dude. Guys, hold up. What's the specific problem here? He's digging a trench. And that's bad. As soon as it rains, it's going to turn into a big pool of mud. And most likely, it would overflow and flood that part of the garden. That's bullcrap. I've been using trenches for years. Yeah, well maybe that works in Tucson or wherever it is you're from. But DC was built in a literal swamp. It's going to be a disaster. In your opinion, Mike, this is Janine's area of expertise. So we're gonna go with her recommendation. But if you really want to prove a point, dig a trench somewhere outside the settlement where it won't cause any harm if Janine is right. Maybe I will. Bring some hip waders in case it rains.
detected. Nearby location guarded by hostiles. Качкас лайв. Let's get the unhappy business out of the way. We're making some changes. I doubt you're gonna like them, but we have two choices. Pull together and work hard, or die. First off, from now on, everybody works. Everybody. You don't find a way to pitch in, you're out on your own. It's not fair for the people who work the hardest and risk the most to support folks that sit by. Obviously. Exceptions will be made for the injured and infirm, and we're not gonna have kids working in coal mines, but anybody can contribute by doing simple chores. It's mostly luck that got us this far. If we're gonna survive, it's gonna take sacrifice and the hardest work we've ever done. Anybody who isn't willing... We've got a bunch of talented musicians here who have volunteered to organize concerts. That ought to help cheer people up. Я не знаю, где спик с Харри Хэвис. Invite to another agent's group. Receive.
friendly control point nearby. N-am cum să ajung la tine. You know? Please come to me. Please come to me. Ai, misiune level 22. Băi, n-am level 22. Eu am de mers la Dark Zone. Că la... Hyenas have been looting supplies from the old police station. If we could gain control of the building, we will deprive them of resources that we could use to our advantage. Hai după mine. Da, ne-nvârtim, oleacă, dai. Trebuie să ne-nvârtim. Facem o tărăcer. Down the round. Acum te cum să nu mai știi. Right on target.
Agent, vital signs, zero. Gen, tu le vezi că tu trebuie să mergem în altă parte.
detected from the control point in proximity. Get it. There are high concentrations of yellow powder in the airport. Exposure could lead to severe skin corrosion, respiratory problems, and death. Duplicate. O bombă! N-ai o bombă! An agent has disconnected. You have been promoted to group leader. Te mă nervează că am plecat, că m-a lăsat. Când m-a lăsat. M-a deconectat. Unde e ăsta? Că nu-l văd. Thank you.
apurat. Ca un... Și aici să... De alea, station. N-am cum. N-am cum să intru în... Că e ușa închisă. Deci, toate... Toate gloțele. You are no longer in a group. Arma cu lunetă care nu-mi place de nicio culoare. Să ajung aici. Thank you.
Agent in need of backup. Agentule. Sending backup request. Another agent is now in your group. Group augmentation active. Backup arrival confirmed. Come to me. You know? Friendly combatants detected. Hell yeah! I see you can handle your weapon. Thank you.
Let's move! You have ammo. You have ammo. Friendly control point nearby. Come out and fight. This is just like target practice. Hey, Agent. Get comfortable. We need to hold this area. Good with weapons, Agent. Care to show us how it's done? On my mark. Go.
Ne avem ăla? Contaminated area. Leaving contaminated area. In the house is in a mic. Okay. Detected from the control point in proximity. I knew we could do it! Am terminat misiunea asta. Help each other out!
that bullshit before, and the hyenas aren't letting it happen again. Maybe they'll stay away from now on. Thank you.
Javra ordinară! Requesting backup. Ai, că am nevoie de ajutor, careva să vină. You are no longer in a group. Group augmentation inactive. Another agent has joined your group. Ok, hai. Backup arrived. Hai, agent. Group augmentation activated. Hai, avem nevoie de ajutor. Thank you very much. Shot. Kill them. Detecting additional hostile contacts. Detected.
critical. Agent incapacitated. Incoming hostiles detected. Serious trauma detected. Agent vital signs, zero. Get out of here. Supply room access unlocked. Some of the children like to pretend they're agents. They look up to you. You are no longer in a... The hyenas have been looting supplies from the old... The hyenas have been looting supplies from the old police station. If we could gain control of the building, we will deprive them of resources that we could use to our advantage. Friendly control point nearby.
detected from the control point in proximity. The hyenas have been looting supplies from the old police station. If we could gain control of the building, we will deprive them of resources that we could use to our advantage. All right, Agent. Odessa and I will run you through this one. The hyenas have a stockpile of riot gear at the old police station. Armor, smoke grenades, that kind of thing. If we can recover those supplies, then they can't use them against us. And more importantly, we can use that stuff against the hyenas and the true summers. I wish I could join you for this one, Agent. Good luck. Immediate medical assistance needed. Agent, vital signs, zero. Sending backup request. Another agent is now in your group. Backup arrival confirmed. Group augmentation active. Agent, I know this is against protocol, but remember I asked for help with a personal matter? Well, if you see a working computer, can you search for case number 8150 and check the status? It should be a murder case.
Case number 8150, data file downloaded. Jackpot. I knew they had a suspect. Agent, can you do me another favor? Can you check for the evidence from that case? It should be in the evidence room. We believe they're keeping the supplies in the parking lot. That room should be on the way there. Scanning. That's the evidence. Thank you. I owe you one. Okay, Agent. Now let's hit these guys where it hurts.
Good work. I'm sending a team to recover the supplies. Agent. I owe you one. A friend of mine was murdered at the beginning of the outbreak. I can look into it now, thanks to you. Eu nu merg fără agent, fără... Come on, Lincoln. Come on, go, please. Please, come on. Follow. The dark zone. Dark place. Your place of... Follow me? You may follow me.
Sinceram inima. Sinceram inima in gât. A significant amount of advanced and powerful weapons were also left behind as a result of the evacuation. The military wanted to make sure that their supplies were well protected. These weapons have now become available to anyone who dares to enter the Dark Zone. Hostiles guarding location nearby. Wide selection in DC, right here. Good luck. Bye bye. Thank you. You are no longer in a group. Group augmentation inactive. Okay. Voi sunt la misiunea asta, unde sunt misiunea. Hai să văd, stai. Access granted. It's in Dark Zone. Da, următorul checkpoint. Eu sunt aici. 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 M-a lăsat, agentul m-a lăsat singur, a zis gata, te descurci. De aici te descurci. Access complete.
Range limited. Proximity coverage only. Hilo almost at extraction zone. Hilo is on site. The COVID. Enemy patrol detected. Hilo is returning to base. Incoming cargo plane with dark zone drop. Incoming dark zone drop. Extraction called. Zone drop available. N-am niciunul. S-a mort că n-am niciunul, uite-l.
Serious trouble. Ai, că morții mătii. Extraction helo. Almost within range. Agent out of action. Agent killed. Helo arrived. Patient agent has claimed the dog zone drop. Daya! Bine, taci! Bine, poți să taci! Daya! Helo is headed back. Extraction called for. Helo almost at extraction zone. Entering safe area. Masca de gaze! DZ drop claimed by A-Shade agent.
Dark zone drop has expired. La 23, nu vezi? Păi am luat una de aia. Extraction helo. Almost at range. Helo almost at extraction zone.
Extraction Hilo. Almost within range.
Hilo almost at extraction zone. Extraction Hilo, almost within range.
am nevoie. Am trecut să las un like și o întrebare. Ai nevoie de ajutor? Da, am nevoie de ajutor. Chiar am nevoie de ajutor la jocul ăsta. Aiurică. Aiurică, chiar am nevoie de ajutor la jocul ăsta, pentru că am ajuns la misiunea Dark. Am ajuns la Dark. La Dark... cu ce te pot ajuta? Păi... ai jocul? Poți să intri? Am o grămadă de asta și... am o grămadă! Adică aici trebuie să le vând, aici... în joc să ai informații, în joc! În joc! Am nevoie, în joc! Aiurică! Am nevoie chiar în joc! De ajutor! Și... sunt deja în joc, păi... nu știu unde ești tu. Chiar nu știu unde ești tu. Hai pe Discord. Hai că vin. Discord. Da, hai la mine, hai pe Discord la mine. Nu știu dacă ai Discordul meu. Aiurică. Dă-i pe semnul exclamării Discord. Hilo, almost at extraction zone. Yeah. Mama lui de... că nu mă... am ajuns la nivelul 20, am nivelul 24. Și am ajuns, mi-a dat misiunea aici la tampon, la zona de tampon. La dark zone. Și aici nu prea mă pricep. Și am nevoie de ajutor. Bună, Iurică. Așa, bună, ne auzim, da? Da, te auzi și te auzi și pe live, că sunt și pe live. Zi și acum sunt aici la Dark Zone. Bun, stai așa un pic. Poți să te teleportezi aici? Bun, stai un pic. Tu ești în Dark Zone. Da, sunt în Dark Zone. Vezi că ăla e PvP-ul. PvP-ul? Da. Ăla e doar PvP. Okay. Bun. Ai numele scris ciudat? Nu, am Andy cu litere mici. Uite, îți mai zic, îți mai scriu încă o dată, uite aici. Stai un pic. Uite-te pe live. Stai un pic, că schimb eu caracterul, că eram pe la pe mic. Așa mi-a trecut pe... la mine. La... aici, pe... Ubisoft. Pe Ubisoft așa sunt trecute. Păi nu mi-arată nimica, gen. Andra 69, aha, ok? Aha. Da, așa un pic. Ubisoft, ca să pot să... să-ți dau, ca să pot să... Shift F2. Friends. Dar ce e cu tine de te joci tu jocul ăsta? L-am cumpărat și mi-a luat și ăla și New York. Mi-a luat și New York. Ți-a luat și New York-ul? Da. Păi bine atunci. De ce nu mă lăsa să... E fii atent, Andra. Da. Că am eu o mică problemică aici și nu vrea să stăm în sine. Trage de hartă mai în stânga. În joc, da?
Așa. Așa, și vezi că undeva pe mijlocul hărții scrie White House, unde e un cap de mort mai sus. Vezi că e un cerc mare pe hartă. Un cerc, așa, deasupra cercului, acolo. Dar du-te acolo? Așa, pe White House. Click pe White House, fii atent. M-a teleportat acolo. Așa, și ții X apăsat. Că mă teleporteză direct, nu mai. Direct acolo. Bun. După ce te teleportează acolo, deja să trebuiască... Bun, o să trebuiască să faci ușor dreapta. Bine, până ați... Bun, faci ușor dreapta. Faci ușor dreapta pe acolo. Pe... Te mai învârti așa în fața ta, cum ești acum. Treci de, cum zice, de ușa aia. Tu mă auzi pe mine ce zic eu? Nu pe acolo. Andra, nu pe acolo. Înapoi. Ai delay, frate, pe live. De ce e delay? Bun. Și acum faci ușor stânga, acolo, hai. Bun. Ia stai, aici ar trebui să te văd eu, stai un pic. Numai că nu te văd. Stai așa un pic. Stai un pic aici. Shift F2. Așa, friends, sugestii, ok, friends, chat, notificații, dar chiar ăsta mă de nu merge, mă, mamă, ce greu merge, friends, așa, uploader A, șase nu. Ce ăsta mă de nu merge? Ce zici? Da. Ți-a dat ad? Așa, bun. Atunci dacă mi-ai dat tu ad friends. Așa, bun, shift F2. Friend request, accept. Bun. Andra. Și acum tu rămâi acolo. Așa, Andra 69, pac, nu pot join to group. De ce? Nu pot join to group, ok. Hai înapoi la tine pe joc, ok? Că nu fac eu pauză la mine. Bun, escape. Ar fi indicat să scoți camera ca să, că pe acolo pe stânga o să apară niște chestii care. Da, bun. Social. Social. Ia să vedem. Shift F2. Accept. Another agent has joined your group. Other people are going to think you're crazy. Group augmentation activated. Ecco, ti apare și-o în fața ta. Bun. Eu sala. Bun, ce ai tu de făcut? Tu ai level 24. La misiune acolo, în zona de acolo, măi.
Bun, zona de tampon, nu știu ce înseamnă zona de tampon. Zona de tampon e zona aia. Zona move. Ok. Bine, tu zici zona de tampon, aia e cu totul și cu totul altceva. Fii atentă. Ca să-ți explic, ca să-ți explic repede, da? Pe hartă vezi că ai niște hexagoane? Alea sunt misiunile mari. Sunt misiunile mari și importante. Ok? Vezi că pe... De ce ai scos harta? Ai o problemă, voi aveți o problemă cu mișcatul mouse-ului și cu mișcatul în permanență. Rămâi un pic acolo, unde ești. Da? Bun. Vezi că ai niște pentagoane, adică gen alea care sunt cu 5 laturi. Da? Side mission, unde zice side mission. Ăla e hexagon, da? Tu ai pentagon. Ăla side mission, unde zice side mission la ele. Ălea cu 5 laturi, nu cu 6. Bun. Ăla micul de lângă. Ăla e cu 6, Andra. Cu 5, nu știi să numeri 5 laturi? Ăla, uite, aia e cu 5 laturi. Tu, da, tu trebuie să faci toate misiunile astea mici cu 5, da? Nu e făcut că e cu, nu e făcut că e cu alb. Da? Dacă e cu alb, nu e făcut. Ce e cu gri, adică gen albul ăla mai închis la culoare, ăla e făcut. Și atunci, noi trebuie să mergem să facem toate misiunile astea, side mission-urile astea. Okay. Înțelegi? Și o să îi omor eu pentru tine ca să meargă treaba repede. Bine? Bun. Văd că ai pus un checkpoint pe main mission-ul mare. Ceea ce nu e bine. Hai să mergem aici unde... Haide după mine. Ține-te după mine. Ti să alergi? Așa. Dai odată shift, da? Faci dreapta, stânga, pe scări. Așa. Pe scări sus. Așa. După aia ieși pe dreapta. Ala e. Hai să facem misiunile repede, să mai faci așa un piculeț de nivel. Că după o să trebuiască să mergem, dacă vrei să te ții de joc. Așa. Facem level 30, după aia din 30 în 40, mergem pe New York. Uite, din căcaturile ăștia albastre de aici ții gloanțe. În cazul în care mori, doar mă anunți. Vezi că am murit și o să am grijă de tine, bine? Deci fără probleme, că... Fără probleme. Tu nici nu trebuie să tragi. Hai mă, da, alergă mă! Păi nu, nu trebuie să-l ții apăsat. Dai odată pe el, click și gata. La mine nu merge cu click. Nu merge cu click? Nasol. Uite, vezi, căcaturile ăștia de jos, să pui mâna să le deschizi mereu, știi, că îți dă niște materiale care în timp o să ai nevoie de ele. Hai, vezi că eu am intrat în ei. Fără frică, tragi tu acolo pe unde nimerești, ce prins.
că te trebuie să te duci să vorbești cu ăla, ok? Vezi că are o... Andra. Vorbește cu prostul ăla. We evacuated the building, but my buddy's stuck on the roof. Come on. Tot timpul gloanțe, Andra, înapoi, înapoi, înapoi. Tot timpul gloanțe, ok? Și vezi că te treci pe lângă cutii din ăștia mari, care ăștia sunt importante. Aici la mine, așa, și la mine, da? Ține-te după mine, pe unde mă duc eu, vii și tu ca să ții alea, că le văd mai repede, știi că, na, m-am format un piculeț ochiul și e altfel. Încearcă să țintești pentru cap, știi? Ca o ia damage mai mare pe cap. De ce I can see him. He's trapped in the adjacent building. Nu te ții după mine, nu vrei să ieși tu iteme, nu? Păi văd că ești sus deja. Ce zici să-i ține-te după mine, nu după ăla. Vezi că fraierul e ascuns, ok? Nu mai trage în ei ca să poată să iasă. Așa, și tot timpul să stai în cover, ok? Să facem curățenie la tine în inventar. Asta, unul la mână și doi la mână, că am văzut că ai niște tâmpenii prin inventarul ăla. Așa, și pe lângă asta
Lepiej cię pesus. Arma pe care o folosești tu, eu știu că poate zici că domne are damage mare și ăla de e proastă. Văd că ai pe tine o armă care e bună, da? Uite aici. Pe care? Dă 2. Pasă 2. Da. Gata, ai schimbat arma. E mult mai bună aia pe care o ai acum decât aia altă. Hai să te vorbești cu prostovana asta. I just need to catch my breath. Tough as leather, this one. I can take it from here. There's an escort on the way to help. You did good out there, agent. Yay! Ah, well, hai pe aici. Ia, mă lași pe mine. Hai că... Să mă cac în el, că să bugui porcăria asta vieții. În fine, nu e problemă, o luăm pe partea asta altă. O luăm pe unde am venit. Sau varianta 2, mai rapidă de atâta. Ce mai ai tu de făcut pe aici? Ce mai ai tu de făcut? Ok, bam. Ok. Vezi că plec eu, ok? Știi să dai teleport pe mine? Bun, îți zic eu când să dai teleport pe mine, da? Deocamdată stai cu mințica acolo. Cum ți se pare că e cu mine ca și... Îmi place mai mult, adică dacă am echipă... Eu și dau tare repede în ei, știi? Bun. Ia să vedem ce dracu de asta. O tâmpenie. Tâmpenie. Bun. E vorba că pentru mine... Știi că harta poți să o pui pe mai multe dificultăți, știi? Și la tine e încă pe normal, să zic așa, pe story. E un joc pe heroic, e un joc pe altele mai mult mai tare. Dar mai tare de hard. În timp o să ajungi și tu să faci la fel, pentru că nu e chiar așa de greu. Dar îți trebuie iteme pe tine, îți trebuie arme, armuri și așa mai departe. Bun. Acum poți să dai teleport pe mine. Vezi că nu dai bine teleport? Ți-am și zis că pe mine, da? Nu pe convoi. Tu ai dat resurs pe resurs convoi, vezi? Mă? Vezi că eu sunt o bulină albă. Acolo, acolo. Nu dai click pe mine, ci pur și simplu ții mouse-ul și ți-a apăsat X. Mouse-ul pe mine și apăsat X. Hai că apărăși lângă mine, relativ. Bun, noi trebuie să intrăm aici, în dreapta. Ai văzut pe unde m-am dus eu, da?
Andra, stai in cover, te rog eu. Tot timpul stai in cover și tragi numai din cover, da? Gata. Looks like the hyenas are running their operations inside one of the neighboring apartments. All right, Agent. Get up to the roof and continue the sweep from there. Chemical analysis. Ammonium nitrate. Fertilizer. I don't think they've been growing crops. Maybe they're using it to make explosives. Tot timpul arma full, da? Ții să mergi din cover în cover? Andra? Vezi că dacă... Păi eu te cred că ești lângă mine, dar vorbește și cu mine când te întreb câte ceva. Zic, știi să mergi din cover în cover? Bun, fii atent, te pui în cover undeva, oriunde. Da, acolo. Uite, erai bine. Asta, cover-ul ți arată ca un fel de... Vezi lângă scaun? Mamă, deci mă nenorocești când... Când tot timpul te rotești, te miști, te muți un pic, te mai stai un pic, stai să... Stai fratele meu pe loc ca să pot să-ți explic. Ok. Stai pe loc. Bun. Dacă miști mouse-ul un piculeț, hopa, rămâi așa. Dacă miști mouse-ul pe diferite suprafețe, da? Cum e zid, cum e un scaun, o ceva, îți arată o chestie. Dacă ții spațiu apăsat, vezi, te duce direct acolo. Dacă ții spațiu apăsat, te duce acolo și te așează în cover acolo, unde pui tu. Vezi, uite, gen lângă geam sau... pe perete lângă geam. Asta înseamnă cover to cover, ok? Da, deci am prins ideea. Oh, ce-mi place că vorbesc singur. Adică gen... Păi, nu, dar... Păi, spune-mi și mie când te întreb gen, bă, ai prins ideea? Da, am prins ideea. Când îți zic din cover în cover, tot timpul așa te miști. Da? Bun. Da. Uite, aici, cutia asta e specială, că îți dă gloanțe speciale. Ok? Uite, dacă te uiți în stânga jos, zice explosive rounds. Gloanțele astea explodează. Nu lângă mine, dar stai în cover.
Gata? Simplu. Eu am o grămadă de trofee din ăștia de lăsate de ei pe jos din cauza la asta zi, la ghiozdanul meu, știi? După ce terminăm misiunea asta, o să mergem înapoi la White House, ok? Și facem curat la tine în inventor și vedem ce punem mai bun sau ce schimbăm, dacă schimbăm câte ceva. Hostiles near your position. This must be where most of the hyenas are holed up. Make your way through this side of the complex and secure it. Vezi că scrie deasupra lui suprest, nu mai trage. Că el cât timp e suprest, nu mai face absolut nimic. Și trage în el și degeaba trage. Bun, hai să vedem pe unde ne ducem și noi la ei pe acolo. Some movement in the eastern apartment building. Get over there. Let's wrap this one up. Acolo, hai. Uite-vă, acum alergi și tu. There's water purification equipment on the rooftop opposite your position. Give me something for the theater. These gardens should provide the theater with a steady source of food and water. I'm sure Odessa will be pleased. Cum? De două ori pe spațiu. Da, să știi că nu te ajută cine știe ce. Bun, hai la bază cu tine.
La bază, la White House. Acolo unde ai fost prima dată. Nu știu că nu... Mă! Trage cu stânga, trage. Cu stânga trage. Așa? Și trage de hartă mai în stânga. Stânga, mă. White House. Nu știu, mă, cercul vieții. Andra, cercul vieții deasupra cercului. Acolo. Te duci acolo. Și de acolo, cum se zice, ajungi în bază imediat, o să mă uit și eu la tine să văd ce e și cum și unde. Așa, bun. Hai să găsești un loc șor. Hai că dau bine și aici. Bun. Pentru început, dă-i odată B. B de la Barbu. Și nu face nimic? Ok, I atunci, de la inventory. Bun. Hai să dăm la... De ce te dusești tu la aparel? Te dusești în prima la cel mai... Nasol. Dă-i înapoi la inventory. Aia e important. Inventory. Nu acolo. Of, Doamne, ce le faci tu doar așa cum vrei tu să le faci? Nu ești la inventory, mămică, ești la aparel, la aparențe, la cum arăți. Uite, ăsta e inventory, rămâi pe inventory, da? Bun. De la arme. Prima armă, da? Deci armele sunt numerotate 1, da? Principal, 2 sau secundar și 3 sidearm. Iar te duci la aparel. Păi dacă eu mă uit la tine pe live, ci că nu. Uite-te că acum ți le arată armele. Bun. Ai un pic răbdare. Am de 40. Păi, o ai avea tu de 40, dar nu poți să o pui pe tine. Da? Bun. Deci... Ba da, stai așa, fii atenta. Băi, ascultă-mă. Bun, dă-i odată, da? Odată, dai click pe KMMG ban și aia. Și după ce ai dat click odată pe aia, apeși odată V. Apeși odată V și o să treacă la următoarea armă, da? Mută mouse-ul în dreapta. Doar muți mouse-ul în dreapta. Mamă, ce delay e. Mută mouse-ul în dreapta. Așa, hop. Nu le arunca pe toate. Nu le arunca pe toate. Andra. Nu le arunca pe toate. De asta zisei să muți mouse-ul în dreapta ca să pot să citesc și eu ce la ele. Polisul MP apasă V pe ea, că n-ai ce să faci cu ea. Și socom ăla apeși iară V pe ea. Deci, încă o dată spun. Arunci tot din inventar. Tot. Toate armele? Tot. Da? Dai odată, uite, dacă citești în dreapta jos a ecranului, zice V, după Mark as Junk. Da? Deci dai pe prima, pe Stoner aia, pe Stoner. Stoner la MG. Sau dai click pe fiecare și dai câte un V. Da, ți-e mai ușor să dai de sus în jos, gata. Bun, dăm odată Escape și rămânem așa. Vezi că e delay, da? Deci încearcă să... Mergi cu mine, fiind delay,
Pe... Am mai rămas cu două. Da, mă știu. Ai dat odată escape? Da. Mă, escape, mă, de ce dai tu deconstruct? E fie atent, uite, hai să facem în felul următor. Că nu e ok. Haide să zi. Oprește live-ul, ok? Și dăm live pe Discord. E mult mai ușor. Și îți faci tu după live cu ăsta când vrei tu. E ok așa? Ok. Bun.